primul rând vreau să vă salut, să vă spun bună ziua noastră, cât și celor care ne urmăresc. Am primit această veste, să zic așa, nu surprins, puțin contrariat, așa. Eu am o viață petrecută aici, la FC Argeș, cu o mică întrerupere când am activat la Școala Nicolae Dobrin și pe această cale îi mulțumesc doamna Gica Dobrin. Zic eu, sau spune statistica, am avut rezultate destul de bune. Nu mai vorbesc ca jucător, că am cel puțin 10 ani aici. Deci pentru mine nu este... Puteți să trageți noastră concluzia că nu este nicio noutate dacă sunt de vreo 40 de ani pe aici. Echipa am găsit-o... într-o stare puțin, foarte puțin ciudată, foarte puțin, să zic așa, debusolată. Dar nu în mare măsură, nu în așa fel încât să nu se poată să își reia încrederea sau să le insuflăm noi această încredere, pentru că am avut o discuție ieri cu tot lotul și le-am spus că acest club a luat de două ori campionatul, l-a dat pe cel mai mare fotbalist al țării, pe Nicolae Dobrin. Pe aceea au fost generații foarte bune în care au jucat și în cupele europene, cu Jean Barbu și Vasile și alții. Nu vreau aici să-i numesc pe toți. Deci este un club cu mare tradiție, este un nume în fotbalul românesc. Trebuie să încerce să-și mențină cota și să ducă treaba asta la bun sfârșit, adică echipa să revină pe un făgaș normal și să nu spunem lucruri mari, dar măcar să intre în obiectiv, adică 1-7. Băieții au fost receptivi, i-am văzut destul de serioși, conectați, concentrați. Am ajuns și noi la același numitor comun, că indiferent de ce se întâmplă, eu iubesc clubul ăsta, pentru că aici m-am format și ca jucător și ca om. Clubul ăsta, să zic, mi-a dat destule în viață și eu m-am rămas dator. Eu zic că am dat și eu destul de multe acestui club. Iar puteți să trageți noastră concluzia în ce situație sunt eu. Deci, pur și simplu vreau să ajut. Bineînțeles, nu ascund faptul că probabil că dacă echipa va juca și vor fi rezultate, poate mă voi lipi mai mult de echipa de seniori.